Teatrul Muzical Nae Leonard și Primăria Galați s-au implicat în organizarea unui concert extraordinar, iar toate fondurile strânse vor ajunge la Eduardo. Tânărul are nevoie urgentă de o operație în Statele Unite ale Americii, care costă 250.000 de euro, bani de care familia Ghețu nu beneficiază. Am fost diagnosticat cu tumoră desmoplastică cu celule mici rotunde. O tumoră abdominală total asimptomatică, parcă făcută pentru segmentul de tineri de până în 30 de ani. Este o boală pediatrică foarte rară în lume și cu un pronostic un pic cam rezervat. Din păcate, eu sunt al patrulea caz cunoscut în România. La nivel mondial sunt circa 20-30 de cazuri pe an, iar cunoscute sunt circa 400 de cazuri din toată lumea, din toată literatura de specialitate. Acum sunt internat la Milano, unde urmez un protocol de chimioterapie. Este adevărat că îl suport destul de greu, dar până aici a ajuns știința în zilele noastre. Scopul este de a aduce tumora și metastazele din pelvis în faza de intervenție chirurgicală. Miracole sunt peste tot. Numai noi trecem cu vederea ca și când acestea așa ar trebui să fie. De aceea, vă rog să aveți un gând bun pentru mine în clipele dumneavoastră de meditație. Eduardo chiar crede în acest lucru și crede că puterea minții noastre îl va putea face bine și pe el. Eu sunt sigur, cu ajutorul vostru și a bunului Dumnezeu, cred că mă voi face bine și vreau să vă mulțumesc. Mulțumesc tuturor celor din sală care ați venit la acest spectacol și nu numai. M-ați copreșit, cu adevărat, și vreau să spun că gălețenilor le pasă. Vreau să spun că oricui s-ar întâmpla o chestiune de acest gen, dumneavoastră știu sigur că sunteți alături. La spectacolul organizat la Sala Sporturilor au venit autorități locale, artiști gălățenii, dar și oameni impresionați de povestea lui Edi. Dorința de a ajuta mântuit și de a fi aproape când are nevoie. Trebuie să ajutăm acest tânăr. De aproape un an de zile stă la Milano cu Eduardo. Da. Eu n-am văzut mamă mai dedicată ca această femeie. Îi urez putere și credință în continuare să poată salva pe ea. Eu n-am văzut-o. Eu mamă leoaică și Ilie Ghețu, tatăl acestui copil, la fel, un om extraordinar și dedicat și de aceea o foarte mare, eu știu, susținere o are din partea noastră, a celor care îl cunoaștem și venim să sprijinim prin mica noastră contribuție salvarea acestui tânăr Eduardo. Evenimentul organizat pe 24 februarie a fost completat cu un oficiu de stare civilă la care tinerii îndrăgostiți s-au putut căsători de dragobete. Certificatul însă are valabilitate de doar o zi. Vă declarăm sau succeție? Felicitări! Campania de salvare a lui Eduardo continuă. Până pe 15 martie, toți românii pot trimite SMS la 8826 cu textul Eduardo, număr valabil în toate rețelele de telefonie mobilă. Tariful este de 2 euro și nu se percepe TVA.